Dragii mei prieteni, vă salut din nou în numele Domnului Iisus Hristos. Psalmul 107 cu versetul 6. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Întrebarea care se pune, cine ne ajute pe noi să ieșim dintr-un necaz? Oamenii? Un grup de oameni credincioși? Sau Dumnezeu? La această întrebare, Scriptura răspunde și am observat încă din acest verset că Dumnezeu este Cel care oferă izbăvire, salvare, nu un grup de oameni, nu conducătorii unui popor. Oamenii au un rol limitat în acest plan al lui Dumnezeu, însă Dumnezeu este singurul care ne salvează din necazurile noastre. Dumnezeu este singurul care ne satură sufletele de bunătăți, așa cum spune în versetul 9. Însă oamenii, un grup de credincioși, sunt cu un rol limitat. Ei nu pot salva sufletele noastre, ci doar Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pe cruce pentru păcatele noastre, ne-a izbăvit și acum El este Cel care ne conduce, ne guvernează viețile ca să ajungem la bun sfârșit cu alergarea noastră și fie ca Dumnezeu să ne ajute. Amin.